alții. Domnule general. Ceea ce arătați dumneavoastră este foarte frumos. Este partea vie a societății. Noi ceilalți care ne ocupăm cu arme, cu povestea aceasta, încercăm să păstrăm acest climat în România, indiferent care sunt condițiile geopolitice. Din păcate au fost mulți ani în care armata nu prea a avut acces la fonduri. Pe lângă noi nici industriile specifice nu au fost dezvoltate, așadar Poate că acum începem cumva să ne așezăm împreună cu o serie întreagă de producători de talie mondială, pentru că noi să luăm de la zero acum orice am încercat, poate doar în IT să mai facem ceva de la zero, dar în rest, Aș... în domeniul tehnic e Aș foarte greu. Aici că în planul...